Bună ziua, dragilor! Acesta este un videoclip pentru persoanele șaten închis. Să vedem ce va fi în următoarea perioadă pentru aceste persoane. Avem varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta numărul 3. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine. O să vă las câteva momente pentru a vă alege varianta potrivită. Ok, sper că v-ați hotărât. Dacă nu, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu voi începe cu prima variantă. Haideți să vedem cum va fi următoarea perioadă pentru persoanele șaten închis. Să luăm și din al doilea pachet de cărți, să vedem cum va fi următoarea perioadă pentru persoanele șaten închis de la prima variantă. Bun, în primul rând aici vă spun clar că e posibil să vă fi despărțit deja, să vă fi separat, despărțit definitiv, cum considerați voi, de o persoană care vă era... cu care erați suflete gemene. Din cauza acestei răceli, separări, despărțiri, cum vreți voi să o intitulați, ați intrat într-o perioadă de stagnare, o perioadă în care aveți insomnii, nu știți încotro să mergeți, nici la locul de muncă, parcă nu dați randament, ați deveni poate mai apatici. Dar e bine să vedeți lucrurile din alt punct de vedere, pentru că această persoană o să-și dorească să se reîntoarcă la voi. Și atunci o să fie totul bine. Doar că acum se trece printr-o perioadă când sunt persoane care nu vă vor chiar binele. Poate la voi aș putea spune că în multe cazuri despărțirea a fost din cauza unor vorbe al unei persoane. Nu neapărat că nu v-ați înțeles voi. Însă, trebuie să treceți și peste acest moment. Persoana respectivă o să-și dea seama de greșeala făcută, o să-și dea seama că vorbele spuse de prieteni, familie, nu știu cine ce i-a spus, nu sunt adevărate. Sau au fost doar minciuni. Însă, până își dă seama, asta este situația. Iar voi trebuie să fiți suficient de puternici. Odată cu reîntoarcerea acestei persoane, bineînțeles că au loc destul de multe schimbări, iar în unele cazuri chiar apariția unui copil. Dar acolo unde sunt doar schimbări, schimbările sunt unele benefice. Șansa pe care o veți avea este mare. Aveți grijă ca din teamă să nu o ratați. Indiferent că despărțirea asta sau separarea a fost din cauza unei persoane din viața sentimentală, ca să zic așa, sau că a trebuit să părăsiți un anumit loc de muncă, șanse aveți. Doar că
s-ar putea să aveți teama că se poate repeta situația. Nu, situația nu se va mai repeta. Important că voi aveți curaj să faceți, cum se spune, un pas în spate. Poate fi vorba de o nouă relație ce are mare viitor. De asemenea, poate fi o implicare mai mare în relația actuală. În orice caz, este semnul unei relații de viitor. La capătul drumului vă așteaptă materializarea viselor dumneavoastră. Eforturile vă sunt răsplătite în acest caz. Pentru cei care nu au o relație, poate fi vorba de întâlnirea cu o persoană alături de care ar putea trăi împlinirea viselor de o viață. Este cartea care aduce bucurie și împlinire la nivel mult mai ridicat decât cel scontat. Adică bucuria va fi una imensă. Da? De asta vă spun, nu aveți de ce să vă faceți griji în acest moment. Voi stați, aș putea să spun, chiar dacă suferiți după această separare, despărțire, cum vreți voi, șanse de împăcare, șanse de reluare a unui anumit loc de muncă, șansele sunt foarte mari. Așa că nu aveți de ce să vă faceți griji în acest moment. Impulsurile aventurii și riscului vă sunt stăpâne. Trebuie să socializați mai mult pentru că norocul dumneavoastră va veni de la prieteni. Puteți beneficia de o nouă avansare, atât pe plan material la locul de muncă, cât și în viața privată. Chiar dacă este vorba de înfruntarea unei probleme, această situație trebuie primită cu bucurie și încredere. Aveți mai multă încredere în voi și veți vedea că totul se poate rezolva. Aveți senzația că ați ajuns la ceea ce doriți într-adevăr, dar ați pierdut. Încă nu ați pierdut. Deci voi încă nu trebuie să fiți, să vă lăsați învinși, pentru că nu este cazul. Aveți impresia că tot paradisul s-a terminat, toată fericirea s-a terminat, dar și nu mai poate fi regăsit. Să știți că poate fi regăsit și totul poate reintra în normal. Chiar puteți fi fericiți pentru că vor veni vremuri fericite în care vă veți bucura de tot ceea ce are de oferit această lume. Abundență, calm și mulțumire sufletească. În cazul relațiilor personale indică faptul că ați găsit în sfârșit partenerul de viață pe care vi-l doriți. Da? Deci, dacă cumva a avut loc separare între voi, acea separare, să știți că se termină și vă veți reîmpăca cu persoana la care vă gândiți. Și totul va fi bine. Aici aș putea vorbi, în special sunt zodii, berbec, taur, gemeni, pești, dar pot fi și alte zodii, cum ar fi zodii de foc. Cam atât am avut de spus despre această etalare, prima variantă, și voi trece la varianta cu numărul 2. Să vedem cum va fi următoarea perioadă. Perioadă pentru varianta numărul 2. Aici, în primul rând, pot să spun că putem vorbi despre o persoană care este mai mare, dar nu neapărat. Poate să fie și o persoană mai în vârstă, dar să se poarte destul de imatur. Deci să vedem cum va fi următoarea perioadă.
Aici, în primul rând, aș vrea să spun atenție la persoanele care au probleme de, cu inima, că e posibil ca în următoarea perioadă să problemele să îi deranjeze, ca să zic așa. Dar nu neapărat. E o etalare generală, nu personală. Deci luați doar ce vi se potrivește. În viața dumneavoastră au loc schimbări. Schimbările pot veni din partea persoanei mai mari, dar nu neapărat. V-am spus, există o persoană care poate să fie mai mare ca și vârstă față de dumneavoastră, dar să se poarte copilăresc. Sau să fie mai tânăr, dar să aibă puțin gândirea mai matură. Ceva de acest gen. Această persoană e posibil ori să fie șef, poate chiar la locul de muncă, sau să aibă propria firmă, deci o persoană care are o anumită funcție, o anumită influență. Această persoană se poate întâmpla să fie chiar la distanță față de voi, undeva peste o apă, dar se gândește la voi. În același timp, această persoană este posibil să aibă probleme de sănătate, în sensul că poate uneori îl dor picioarele sau spatele, poate are, sau sunteți voi cei care priviți acest videoclip. Acum v-am spus, doar voi știți cine e mai mare în relație și cine e mai mic. Această persoană e posibil să aibă, nu știu, poate hernie de disc, ceva de genul, și să aibă ceva probleme. Dar nu sunt probleme grave, se pot rezolva, doar că trebuie puțin atenție. În același timp, sunteți persoane care puteți manifesta ceea ce vă doriți să se întâmple în viața voastră. Iar voi, în acest moment, ceea ce vă doriți este stabilitate. Această stabilitate vine destul de repede spre voi, dar trebuie să știți să o și primiți. Pentru că chiar dacă această stabilitate vine spre voi, dar voi aveți niște vicii, încă vă mai simțiți legați de o anumită persoană din trecutul vostru. Și dacă nu renunțați la viciile pe care le aveți sau nu renunțați la acea persoană față de care vă simțiți destul de legați sau legată, nu veți reuși să vedeți partea frumoasă a lucrurilor și să vă rezolvați problemele destul de ușor. Da? Trebuie să gândiți un pic din alt punct de vedere lucrurile și o să vedeți că totul se poate rezolva. Din câte văd aici, aveți o idee fixă. Și chiar sunteți urmărit, aș putea spune, sau urmărită de această idee fixă, de care trebuie să scăpați, dacă vreți ca lucrurile să se schimbe. A venit timpul să vă desprindeți de trecut și să renașteți. Pentru că veți putea și veți reuși să rezolvați această situație, problemele vi se pot rezolva. Este momentul să nu mai țineți seama de temerile celorlalți și să acționați în funcție de părerea proprie. Este posibil să aveți parte de o călătorie mai lungă sau de ideea unei noi cariere ce ar implica interlocutorul ca lider. Fie veți decide să preluați comanda, fie decideți să renunțați la ceea ce este vechi și să luați totul din altă perspectivă. Prin atitudinea dumneavoastră fixistă, ați uitat de ceea ce era mai important. Treziți-vă pentru că bateți pasul pe loc. Așa cum am spus, da, voi puteți să creați stabilitate, puteți să manifestați tot ceea ce vă doriți,
puteți să fiți fericiți, să fiți ancorați în ceea ce vă doriți, inclusiv la locul de muncă, inclusiv în viața personală, doar că trebuie să lăsați ideile fixe deoparte, dacă vreți această bunăstare. Dacă nu, nu. Cu idei fixe, nu știu cât de departe veți putea ajunge. Dar este alegerea fiecăruia. Trebuie să țineți cont că este o etalare generală, nu personală. Eu vă mulțumesc și voi trece la cea de-a treia variantă. Să vedem cum va fi perioada următoare pentru cei de la varianta numărul 3, pentru cei 7 închis. Aici cred că vorbim despre un trio și văd că stați destul de mult pe gânduri sau stă destul de mult pe gânduri persoana care este căsătorită, că nu știe ce să fac, să meargă înainte sau nu. Dacă vă doriți să rămâneți în căsătorie, atunci rămâneți în căsătorie. Dacă vă doriți o altă viață sau viața cu cealaltă persoană este mai bună decât cea din familia pe care o aveți, atunci faceți pasul. Oricum, în perioada imediat următoare veți fi puși sau puse să faceți această decizie. Nu toate sau nu toți veți lua decizia corectă. Multe dintre voi veți regreta pasul făcut. Dar acum fiecare, știți cum se zice, cum își așterne, așa doarme. Trebuie să înțelegeți că nu este o situație tocmai ușoară pentru nimeni. Puteți ajunge însă la o căsătorie cu cealaltă persoană dacă vă doriți acest lucru și dacă cealaltă persoană vă face fericit sau fericită. Însă, chiar dacă sunt situații când, chiar dacă acea persoană vă face fericit sau fericită, la un moment dat o să regretați faptul că v-ați lăsat căsnicia. Deci, dacă vă hotărâți să vă lăsați căsnicia și să mergeți spre cealaltă persoană, atunci alegeți varianta respectivă și mergeți pentru că lucrurile vor fi bune. Dacă nu, nu. Aici nu mă refer neapărat numai la căsnicie. Poate să fie, să nu fiți căsătoriți, dar să fie o situație mai stabilă. Da? Și să mai fi intervenit și a treia persoană și atunci lucrurile un pic să degenereze. Veți primi cât de curând vești. Sunt vești bune. Sunt vești care vă aduc stabilitate și chiar uneori o să vă facă să vă simțiți cu capul în nori. Există sentimente, există pasiune, însă sunt lucruri unde și momente unde trebuie să alegeți. E posibil pentru unii dintre voi alegerile să trebuiască să le faceți inclusiv și la locul de muncă. Pentru unii sunt alegeri care vor urma la locul de muncă, pentru alții sunt alegeri în viața personală. Pentru alții sunt alegeri și în viața personală și la locul de muncă. Veți putea ieși învingători, veți putea face angajamente, veți putea face contracte, depinde de fiecare în ce situație se află și să fie cu o mai bună stabilitate. Dar depinde și cât de mult vă doriți aceste lucruri. Procedați cu mai multă hotărâre și arătați-vă dispus sau dispusă să faceți față unui conflict.
Aveți parte de liniște la locul de muncă și în familie sau vă îndreptați către un domeniu artistic? În planul relațiilor afective este perioada de început al unei relații. O nouă idilă vă înseninează viața și nimic nu vă supără. Dacă această idilă va evolua sau nu, nu se știe, dar deocamdată voi sunteți fericiți, vă simțiți bine și încă nu v-ați pus problema ce se va întâmpla pe mai departe. E bine să visați, dar nu lăsați iluzia să ia locul realității. Aveți tendința de a face din povestea de dragoste pe care o trăiți un ideal, care nu își are locul în viața voastră. În curând veți fi dezamăgiți. Așteptările voastre vă sunt înșelate, iar trezirea la realitate va fi bruscă și dureroasă. Deci, pentru cei care sunteți în trio, de preferat este să vă hotărâți ce vreți. Pentru cei care nu știți ce vreți. Ați ajuns într-un impas. Trebuie să vă schimbați modul de gândire și să acceptați o concepție pe care până acum ați refuzat-o. Vă aflați într-o criză existențială, ca să zic așa. Deseori este vorba de o boală sau o perioadă prelungită de șomaj, ce ne vor duce către acceptarea unui nou domeniu de activitate. Cum am spus, unii dintre voi este posibil să începeți un loc de muncă nou, cu un alt domeniu, cu alți colegi și așa mai departe. În plan sentimental, sunteți blocați într-o situație neplăcută. Trebuie să acceptați un alt punct de vedere, după care situația se poate rezolva de la sine. În acest caz, pot să spun că voi aveți impresia că puteți rezolva această situație singuri, sau singure, fără să mai acceptați un sfat, o idee, o părere din partea altei persoane. Dar este bine să stați cu cineva de vorbă și să acceptați un sfat, o părere, o idee, pentru că lucrurile pot intra pe un drum mult mai bun, mult mai benefic și mult mai stabil pentru voi. În acest caz aș putea spune că una dintre persoane ar putea să stea undeva la țară. Sau pe lângă apă. E posibil. Sau să aibă o cabană, o căsuță pe lângă un lac, lângă apă, ceva de acest gen, dar nu e neapărat. Ideea este că chiar dacă găsiți rezolvarea problemelor, vă vine așa ideea de moment, pentru că voi sunteți astfel de oameni, unde vă vine ideea de moment, să nu fiți deja gata, am rezolvat problema. Da? Încercați să fiți raționali, încercați să găsiți echilibru, pentru că fiind prea visători și fiind prea entuziasmați de ideea care vă vine, s-ar putea să dați greș, să nu formulați bine atunci când mergeți și vă spuneți părerea, ideea, și cealaltă persoană să înțeleagă cu totul și cu totul diferit. Și în loc să rezolvați problema, mai rău stricați. Da? Deci, un pic de atenție și lucrurile pot merge în direcția în care vreți voi. Eu cam atât am avut de spus. Sper să țineți cont că este o etalare generală, nu personală. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!